Peste 200 de pagini cu amendamente au propus sindicatele din învățământ la noua lege a educației. Câte dintre acestea vor trece va decide Parlamentul, pentru că deocamdată noua lege a educației nu a ajuns la forma finală. Pentru sindicatele din învățământ, vara aceasta a fost una fierbinte. Liderii preferând să negocieze cu ministerul menținerea unor drepturi decât să organizeze proteste. Pe lângă prioritățile negociate și obținute, din teritoriu au venit o sumedenie de alte amendamente punctuale. Asta și ca urmare a faptului că proiectul România Educată este destul de ambigu și lipsit de transparență. Au fost foarte multe propuneri punctuale. Au fost două comisii la noi la nivel național. O comisie formată din lideri care a periat, să spun așa, a pieptănat propunerile venite din teritoriu. Multe. Foarte multe, sunt 200 și ceva de pagini de propuneri cu explicații, cu motivații, așa cum se face din punct de vedere juridic, și o comisie de experți, o comisie de juriști ai noștri sindicatelor, care au luat propunerile făcute de noi și le-au așezat într-o formă juridică, corectă din punct de vedere juridic, și în plus această comisie a juriștilor a periat puțin și pachetul legislativ, pentru că sunt foarte multe inconsecvențe legislative, adică probleme de tehnică legislativă care nu erau respectate, sau dacă vreți și probleme de inconsecvență logică, un material care apărea într-un capitol nu știu, regăsea continuitatea în capitolul care era dedicat. Cu ce probleme se confruntă școlile din județ? Ce părere au reprezentanții ministerului despre viziunea de modernizare a învățământului propusă de Sindicatul Învățământului Preuniversitar din județul Hunedoara, dar și alte noutăți aflați astăzi urmărind la 1 TV emisiunea de la A la Z, începând cu ora 16:30. Se pare că...